Ia să vedem. Ia uitați, am sunat la poliția locală în Timișoara, da? Pe calea Șagului. Am solicitat un echipaj de poliție. Ia uitați aici. Polițiștii și-au mutat mărțoagele. Ia. Uite, ăla și-a pornit girofarul, ci că e misiune, da? Aici a mai fost o mărțoagă de poliție. A mai fost un echipaj. Da? A mai fost un echipaj. Aici o fi pe banda 1. Uitați, acest echipaj, da? 100% cel mai probabil. Da? Ia uitați, secția 3, da? Cel mai probabil polițiștii noștri locali au sunat la secția 3. Să-și tragă mârțoaga din parcare, din banda 1. Iar polițistul profesionist a venit și și-a mutat echipajul. Sau mai bine spus, echipajele. Erau două echipaje de poliție. Da? Ia uitați aici. Cum respectă ei, da? Cel mai probabil și aceste două echipaje, autoturisme, sunt tot al unor polițiști. Ia. Acum se grăbește nea polițistul. Ia uitați. Da? Și că e în misiune, da? E în misiune. Și mai încolo oprește luminițile. E în misiune. Ia uitați, cum vine altul și-și trage mașina. Ia uitați aici, da? Auziți? De ce ați parcat aici, pe banda 1? V-a sunat cineva de la poliția locală? Ia uitați. Bună ziua. Dumneavoastră ați parcat aici? Eu v-am întrebat, dumneavoastră ați parcat aici? Ia uitați, v-a sunat poliția locală, da? Să vă trageți mărțoagele, da? O să răspundă poliția locală pentru faptul că v-a telefonat, da? V-a telefonat sau au venit prin spatele secției și v-a șoptit la ureche? Ia uitați-l, da? Deci el și-a tras, și-a luat mărțoaga și o duce în spate acum, da? Acum trebuie să vină poliția locală, da? Și o să spună, domnule, n-am constatat nimic. Adică nu este nimeni care încalcă ordonanța 195/2002, da? Și așa polițiștii noștri locali, da? Profesioniștii, atenție, îi favorizează pe acești polițiști, da? În cadrul secției 3, poliție, care zilnic, da, aici pe banda 1, încalcă ordonanța 195, da? Să vedem că trebuie să vină și următorul să-și ia mărțoaga abandonată, care hibernează pe banda 1, dragii mei. Deci aici erau 7-8, ia, deja apare. Deja trebuie să apară. Deci, haideți să vă spun. Deci, aici este parcare, da? Deci, dacă mergeți încolo, da? Încolo găsiți, chiar după următorul colț, există locuri de parcare goale, da? Iar polițiștii noștri, da? De la secția 3, poliție, sunt probabil să deranjează. Este pentru ei e prea greu să meargă pe jos, eu știu, 20-50 de metri până la secție, da? Ce fac ei? Își abandonează, da? Își pun mărțoagele la hibernare pe banda 1, da? Încălcând indicatorul, da?
oprirea interzisă. Astea sunt polițiștii noștri. De jumătate de oră, dragii mei, am sunat la poliția locală. Iar poliția locală a dat cu sifonul, da? Adică a dat sfoară în sat. Ca milițienii să-și tragă mâncoagele, da? Să vedem următorul care trebuie să apare. Da? Deci, eu cred că din secția 3 de acolo o să iese individul care și-a abandonat mârțoaga aici, da? Ați văzut? Da? Asta e poliția noastră. Unii dintre ei, nu toată poliția. Poliția română este un brand, da? Iar unii pătează acest brand, da? Fac de râs poliția română. Ia uitați, polițiștii locali, da? Ia uitați. Aici, da? Uitați aici, da? Uitați, da? Ia uitați. Au dat sfoară în sat, da? Să vină, da? Și să-și tragă mârțoaga. Ia uitați. Bună ziua! Poliția locală, Cătălin, mă numesc. Simon. Nu vă supărați, dumneavoastră ați telefonat aici la secție să-și tragă mașinile? N-a sunat? Sigur? Foarte sigur. Acum două minute și au tras... Vă dau data de naștere și CNP-ul. CNP-ul mi-a spus. 1800 926 350062. Drăgoi Simon Petru. Comuna Bethausen, județ Timiș. Dom'le, spuneți-mi și mie, cineva îi favorizează pe acești polițiști din cadrul secției 3? Nu am cunoștință. Nu aveți cunoștință? Bun, dar cine i-a sunat? Deși au tras mașinile, aici au fost 7 mașini. Nu am de unde să știu. Nu aveți de unde să știți? Să știți că nu e frumos, adică cetățeanul cere sprijin poliției locale, eu am pus o întrebare. Nu aveți unde să știți, da? Dar cum vă imaginați că înainte să veniți dumneavoastră cu două minute au plecat și și-au parcat mașinile aici? Ia uitați, domnul este cu... Vă rog frumos să legitimați și să-l sancționați, da? Vă rog frumos, dacă îl favorizați, o să fac plângere penală. Este polițist la secția 3? Nu știu. Nu vă supărați, sunteți polițist în secția 3? A parcat mârțoaga, da? Și a parcat mârțoaga aici. Nicio problemă. Sper să fie sancționat. Dom'le, știți ce rugămintea noastră? Dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră și-ar face datoria, eu cred că și zilnic ar opri aici și ar spune sancțiuni, nu cred că ar mai... Înțelegeți? Eu cred că în fiecare dată, de câte ori ați sunat dumneavoastră, eu am măsurile cum trebuie. Eu nu contez lucrul ăsta, dar contez un singur lucru, că aceste autoturisme, înainte să ajungeți dumneavoastră, s-au parcat imediat aici. Și alta a plecat de aici. Cineva i-a sunat. Am fost trimis direcțional pe care așa am lansezarea făcută de dumneavoastră, am prezentat. Cineva i-a contactat. Nu știu, de ce se... Bine. Bine, o să cer verificări la poliția locală. Să vedem unde s-a sunat. Unde s-a sunat? Poate și de pe telefonul de servici s-a sunat. La secția 3, da? Ia uitați. Deci, asta e, dragii mei. Vrem o țară ca afară, da? Iar corupția și încălcările de legi și sfidarea cetățenilor, a legilor, da? Să existe, da? Deci cum se poate ca acești... polițiști, da? Din cadrul secției 3 poliție Timișoara, da? Zilnic merge un zvon că aici, în fața secției, pe banda 1, se parchează autoturisme, da? Iar ei să fie cât mai aproape de birou, dacă s-ar putea să intre și înăuntru, da? Să parcheze în birou, da? Nu vă supărați, o întrebare am.
a încălcat ordonanța 195? Categoric, este încălcat ordonanța. Bine, vreau să văd dacă l-a sancționat nu pe proces verbal, nu pe contravenție, pe avertisment. Știți că și avertisment? Este o măsură și avertisment. Bine, vreau să vedem. Dragii mei, asta este situația, da? Aici în Timișoara am informații, da? Îmi scriu foarte mulți oameni mesaje cum se încalcă ordonanța, da? 195/2002 în fața secție 3 poliție, calea șagului, da? Pe banda 1. Ați văzut, da? Polițiștii noștri, ca să nu spună că n-au aplicat nicio sancțiune, da? L-au potcovit, probabil, o să verificăm, da? Pe acest individ care el, ați văzut, a venit din secția 3, poliție, da? El este polițist care poate să ia, uitați aici, la loc de parcare, da? Poate să se parcheze, da? Sperăm că își va primi sancțiune. Sperăm. Ia. Fac pariu că nici centura nu și-a pus. Ia. Ia uitați, da? Nici centura nu are. Da, asta este, dragii mei, favorizare se numește. Favorizare. Atâta timp cât poliția locală nu-și face datoria, da? Sau alți polițiști, da? Nu-și fac datoria și nu aplică sancțiuni colegilor care încalcă legea sau ordonanța 195/2002, da? Bineînțeles că ei repetă contravenția și o repetă și o repetă, da? Pentru că știu că dacă vine polițistul local, o să-i dea un avertisment verbal, da? Iar mărțoaga este dată după colț și pusă la parcare, da? Pusă la parcare, da? Iar a doua zi se repetă contravenția, da? Vrem o țară ca afară, da? Vrem polițiști profesioniști, dragii mei. Profesioniști, da? Nu vrem polițiști care încalcă legea, care favorizează, da? Vrem polițiști profesioniști. Sperăm din tot sufletul să avem și polițiști profesioniști și să scăpăm de acești polițiști care, după mine, vedeți, da? Indicatorul. Oprirea interzisă, da? Este până la următorul colț, unde se intersectează șagului cu bulevardul Dâmbovița, da? Oprirea interzisă, da? Ați văzut aici câte mărțoade erau oprite